Tale minore consiglia insulte nei giuri del stene Hitler dello Schnitz. Lo si deve scenare per un momento e calpate efficienza e necessitate discutabile. C'è stato il primo, ci si volava di vento, continua a stare proprio. Yo, siamo tre. Oh, fa un bounce, ruscine. Eu não tenho que não saber te latir, what the fuck? Se não me blocaste tu Tetris 2. Aí um bom cara não me laça me mané preso. Quando me atinge não posso me isco. Isto te-ai băgat în spatele lui, mă, fac. Dar nu e adevărat, eram deja acolo și-a venit și s-a băgat în fața mea și încercam să mă dor. O, pula mea. Ok, 75 o tras. Du-te pe Mus 3. Salutare de vară și bine ați venit la un conset de World of Tanks pentru români. Pe Mecoan la cu Mecoan la Palora, adică eu. Ha, suntem identici, numai că era rătură mai pătrată decât a mea. În primul rând, o clarificare. Se pare că premiul din World of Warcraft vine numai pentru oameni care au jucat în beta închis sau în beta deschis sau în beta. Nu știu exact cum, ce și de unde am luat eu 41 de zile, dar bănuiesc că le-am luat 41 de zile de premiu pentru că am participat în close beta, am fost chiar foarte de început, ca și în World of Tanks. Deci doar pentru că am eu 15.000 de bătrâni nu înseamnă că n-am vechime în joc, înseamnă doar că nu dau un non-stop în fiecare zi. De fapt, început să dau mai rar în beta, am jucat foarte mult, după aia am luat-o mai ușor și tot așa. Deci da, dacă nu v-ați luat premium, de asta e motivul. Probabil, cine știe, încerc, n-am citit nici unde ar fi fost o promoție de... Waffentrigger. De premium sau cum am luat premium. Ce am citit eu este că cei care au participat în beta primeau niște vehicule premium. Gratis. Și le-am în garaj, am câteva avioane premium în garaj. Dar... ce cum și de... Nervez tu. Tu mă enervezi, tu mă enervezi. Da, nu știam că am backup. Waffentrigger acolo. Vreau să dau un ăla, dar parcă ar avea ceva în spate. Și nu se vede... Ce bine am plasat-o și ce prost a dus. M-a văzut? Acum? Prea târziu. Dar, nu e o pierdere completă. Încă puteți să facem și tutorialul, mă gândesc, trainingul pentru zile de premiu, nu pentru zile de premiu, pentru gold. Știu că 50 de gold nu este mult, dar este mult dacă aveți vehicule. Bata de Tiger, mă. Mișcate acolo. Căcat. Nea Tiger, vii să joci cu mine? Hai te joci cu mine. Deci da, cutia aia nu există în realitate, în jocul ăsta. Te acolo. Să dau în tine până mori. Am luat șenilele, am trebuit să fiu mai un pic agil. Prea târziu. Dar n-am simțit agilitatea asta. Jack Panther 2 cu lateralul. Hau, 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 hau. Ham, 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 ham. Oh, come on, come on. Este una mierda. Altul din idei îmi prestez. Întrebări n-au prea mai fost. Pare că lumea s-a obosit să comenteze. Mă dezamăgiți că nu faceți comentarii. De ce pula mea pierdem noi? Întrebarea întrebătoare. Cum încă pierdem noi? După tot damage-ul pe care l-am făcut de noi. Deci numai eu fac damage în ăștia. Eu nu știu să pula. Iată. Te pula mea m-am agățat. Cam așa măta de joc. Mă, te-ai agăzat insulă de... Crești. Nu se uită la mine. Nu mai am timp. M-am uitat de ăsta. Complet. A fost total vina mea. Avem destul damage, avem destul de penetrare. Unul de noi o să rateze. Și nu e el. Dar eu i-am dat teamă. Win by RNG.
Yeah, sigur, eu aș vrea să spun că eu am tras intenționat acolo, dar nu, eu am tras doar să-l penetrez și RNG-ul a zis, oh, 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 alora, oh, amurai. Nu l-am vede? Nu. Am ocupat cu altceva. Sau nu, e ocupat cu mine. Nu că ar fi contat la rimul în care pierdem noi tier 9 și heavy-uri. Nu prea merge. A, și-am pierdut tot orașul, că... imbecil, retardat și incompetent și mai departe, știți voi. În altă idee, încerc să joc mai des pentru că am 40 de zile de premium acum. Și prefer să nu mă uit peste 4-39 de zile. Oh my god, mai am o zi de premium și n-am făcut nimic cu premium ăsta. Așa că da, chiar dacă asta înseamnă că sufer în weekend. Și am avut niște meciuri azi noapte, aseară. Până la 12 ne-am oprit, până la 12 am jucat. Retardați după retardați, incompetenți după incompetenți, excremente umane după excremente umane. Așa ceva n-ai mai văzut de... Fuck! Nu o să stoi în stânga. Ai spot. Nu-ți destui mari în stânga. The fuck? Ce avem dreapta? Tetris... Nu-s prea multe tier 9, ok, bun, bun. Asta trebuia să știu, că nu-s prea multe tier 9, să mă duc eu la asta. Nu. Prefer să le văd numele. Și da, asta trebuie să-mi ocupe asta, jumătate de ecran, că pula mea, trebuie să fie Captain Sob McTavish, BXF. Pizda, mătii cu numele tău lung. Uite, să fie până aici, ce frumos, ne-o, să fie ce-pe-pe. Să vei de ceva. S-a ieșit un șnur, băi. Un șnur pe nume... pe nume aia. E prea mult timp aici și nu mai pot să las un jos. Hai mă, hai mă, fii băiat de treabă tu, nu le... Așa, dă-te în spate, dă-te în spate! Sau nu? Ok, pare că te-am penetrat. Deci, idioți cu tankul premium, nu? Să știe. Să știe! Nu. Pierd iar prea multă vreme pe aici. Aia, ha! Surprinzător că l-ai mietit. Dacă n-aș avea... Ok, gata, nu mai am ținite. Hai să mergem. Ce au acolo? King Tiger, că avem un S. Bun. Asta și noi avem... De ce sunteți voi aici când e muntele acolo? Mă urc eu pe munte. Și am uitat că înregistrez. Mă vreau să mă apuc să mănânc. Ah, ce să prindem pe eu? Să mănânc cu covrig, dar am uitat că înregistrez. Deci da, niște 45%, 44%. Deci niște imbecili care habar n-au cum să joace în echipă. Pentru că ăsta e scopul vostru și asta mulți nu uită, inclusiv Zeta în ultima vreme. Rușine, bă! Nu joci într-un 1 versus 1, joci 15 versus 15. Pula. Hai mă! Ok, prea mult hamă, de măta. Vine și eu fix să stai acolo, cât să trag eu în tine, dar să nu poți tu să tragi în alții, bine? Ok, că avea 3 Hellcat, ori mă urc eu sus. Ok, dai-o, te mici ca, băi! Întrebarea este ce are lângă el. Pierd prea mult timpul, asta fac mulți greșeală. Așteaptă să fie ei. Cea, da, cum ziceam, nu jucam un joc de 1 vs 1. Nu mai urc acolo. Nu mai urc acolo, pentru că cave 4. Cave 4, 34, adică. Și 34, în poziție bună. Cred că o să stau aici. Deja am pierdut jumătate de echipă aproape. Pizda, măti. O face la spot, mă vede un tank repede acolo. De ce să nu mă văd un tank repede? Prea mult unghiu. De ce te duci tu acolo unde este 34-uri? Imbecil de KV3. Pri ce? Crezi tu că ai mai multă de preț decât un T20? Na, că l-am ratat. Ăla, în schimb, e problematic și arma singură, apropo. Ce pula mea? Bun, bun, i-am luat damage-ul. Vor să vină pe noi și ăla vrea să mă flancheze. Trist pentru mine, pentru că trebuie să mă ascund de el. Ok, VK-ul tras. T-34 murit. Ăsta.
Ăsta a trecut de mine. Ok, nu mai cred că iese pe mine, că am backup în spate, ne concentrăm pe ce avem în față. Ai uitat că există, a? Cred că eu am uitat de tine. Vreau să mă flancheze în viteză. Bineînțeles că nu o să lăsăm să ne flancheze el în viteză. Mai ales dacă face asta. Pentru că eu pot să-ți fac asta. Și tu poți să tragi în tun. Cred că Vax mi-a sugerat să mă uit la... la tunul lor ca să nu poată să tragă în mine. Ce fac? Și am un Cromel în cur. Și un Hellcat. Unde ești, mă, Cromelu? Cromelu! Și parcă credeam că am back-a la un moment dat. Nu penetreze ăștia. Cromelul nu prea mi-a făcut... prea mi-a făcut damage decât acum cum mi-a făcut damage. Nu vă pola? T-34, te-n măta odată și fă ceva, idiotul puli! Dăiești! Nu mai are pala asta, nu? Am un Tiger în spate, pula mea. Știi ce? Imbecilul puli, bă, că nu-i stare să facă nimic. Imbecilul puli, eu o să mă lupt cu toți, mă, nu o să mă ajute, nimeni să nu mă ajute. Mă bag cu Tiger 1, cu Tiger P, cu Cromwell în spatele meu, cu pula mea și T-34 o să jucă pula, că e un incompetent. Continuăm iar cu retardați în echipă, de data asta e retardatul mâncare la tier 7 și suntem tier 9 și iau mai mulți, iau un T-29 cu 45%. Trist. Continuăm! Panther. Cred că m-am dus prea în față și nu prea vreau să mă duc prea în față pentru că am backup. Și posibil să aibă Yak Tiger acolo. Ce pula mea faceți, mă? Și pe un meciu de 2 minute! Jesus fuck! Te dau să nu ne mișca! Tis da măti! Trebuie a pe cele întrebe tu cu muniții ca lumea! Dău! What the fuck? Pare că am făcut bounce! Că am pula, am făcut eu bounce pe un M103. Oh, și are backup. Ce pula mea, mă, porc?
Nu credem. Retarzi, incompetenți, imbecili. Și cum dracu am făcut eu bounce pe lateralul la un M103? Bine, răspuns e simplu. Random bullshit. Că, pula mea, dați-mă bani pe jocul ăsta. Că ne trebuie mai mult random bullshit, mai multă artilerie, mai multe japoneze, tankuri de căcat, nu? Dați bani pe jocul ăsta. Bă, ce are poli, mamă noastră. Idiotul de dracului ce ești. Eu fac 5350 damage block de armă, dar asta că a făcut 3000 de damage, imbecilul, ce ai făcut, mă, ce ai făcut? Imbecilul, naiba, retardul, puli. Gidau, puli, mătii, de ce am, de căcat ce ești. Observați că toate tankurile japoneze care încep cu C sunt niște rahaturi, excremente. Și știu destul de japonez că să știu că C-ul nu înseamnă rahat, dar se pare că Wargaming asta consideră, C e rahat. Și C-tău e rahat 6. Da? Ciriu, Rahat 7, ăla dinaintea lui, ci... Heu, heu, nu, pulea mea. Rahat 4, 3, 2, 1 și mai departe, știi, tot Rahatul. Și după aia încep la stăbâuri și stăauri și alte japoneze care sunt tankuri decente. Dar când ziceam, mai dați bani, mă, mai, ne mai trebuie mai multe, ne mai trebuie și chinezi ca să aibă linia de TD-uri să fie excrement total, ne mai trebuie să aibă japoneze linia de heavy-uri retardată complet. Nu, nu mic, avem texturi HD pentru că asta ne trebuie nou la, la jocul în care nu vezi când tankurile în câmp deschis. Da. Nu, ne trebuie texturi HD, știi? Care arată mai de căcat decât celelalte. Și când să urcăm sus, nu o să reușim, pentru că, dar putem să facem spotting în proximitate, putem să mai dăm într-unul, în altul. Poate, dăm în citor, ghinionist. Poate puteam să fac multe, dar nu mă duc mai spate. Mai dau una. Nu mai dau un atunci. Ten meta de Cromwell. S-a ocupat. Un borș. Vreau să dau un borșul ăla dacă aș avea ceva accelerație. Engine power, dar n-am așa ceva. Și nici nu pot. Și ăla încă... Niște imbecil, mă. Molos, n-o păzi nimeni acolo. Că retarzi ăștia trebuie să sugă pula, să fută în cur pe drum până ajung acolo. Ok. ...43%, 44%. Ei au unii 6 cu 45%, că trebuie să arunce bani în jocul ăsta de căcat. A doua zi. Nu, serios, chiar m-am oprit de joc, am dat alte 4 în dezgust și nu m-am uitat la World of Tanks până luni, a doua zi, după masă. M-am dus să mă joc un joc unde populația de retardație e mult mai mică, Spite. M-am distrat atât de mult încât am jucat și dimineața când m-am trezit. Așa că, hai să vedem, poate mai puțin retardanță de data asta. Și poate încercăm să înjurăm lumea mai puțin. Am săturat să înjur lumea, rămân fără idei. Vreau să fie ceva special când înjur pe cineva, nu? Mi se pare normal. Ești de 54 în bătălie, ai tier 10. Suntem de tier 9, avem Lorena cu noi, facem loc să treacă dacă vrea să ia el primul damage. Temeleam point de 54. Încă n-avem tunul bun, n-avem nici torela bună, așa că... Fărim și... Mergem prea în față la pattern-ul, nu vreau să mă duc prea în față la pattern-ul. Așa că o să aștept aici. Vedem un Foș Idol. Și avem, bineînțeles, un Jagdpanzer retardat. Morena și pattern-ul s-au dus acolo. Interesantă poziție, nu știam că e poziția aia, nu? Vine T-54-ul ăsta, îi dăm o lovitură când dă colțul.
Dacă de acolo tu. Și pai ne retragem, de fapt ne retragem mai bine de pe acum, ca să avem timp să ne băgăm în cover. O să-mi să iasă, să-ți găsească curajul. Nu, nu l-a nimeni nimeni, trist. Un pattern, un T-54 și un Waffenträger în prima linie. Parcă zici că este Zeta. Bomba băstii. Trist, măi, trist. Da, și m-am blocat ca bău aici. Lorena și-a luat damage o tonă. Un T-54. Nu mai putem să ne facem cumva ieșiri de boss. Fără să ne luăm prea mult damage. Și în timp ce ei să-și ia tot damage-ul posibil din lume. Ho, 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 ho. Ce bou ești, bă, să-mi bag picioarele. Cât de bou poți să fii. Am dat drag la centurion și bou de jac, panză retardată cu 46% o dat în Gunmantle. Să-mi bag picioarele, ce eșec a făcut ăla. I'm stuck, eu nu pot să fac push, mă. Deci de-aia râdeam, că am prins Lorenu, i-am dat track în față la Jagdpanzer și BOW! De Jagdpanzer, odată Gunmantle. Puteam să-i fac 1000 damage, acum era mort ăla. Dar nu, mă, de ce să joace omul inteligent, mă? Hai, mă, hai, mă, unul din voi faceți ceva. Ok, nu pot să mă bag și să ștea pe aici, o să mă încurc să mă iau prea mult damage până trec pe lângă retarzi în oriști în heavy-uri. Și dacă o să trec până dreapta, pe cât posibil, dacă n-au nimic în bază, putea să aibă ceva în bază. Aha, un Waffen trecă în bază, ok. Mă vede, am destul de tufișuri să nu mă vadă, dar vedem. Probabil e și T95 ăla care nu sunt pe fază, mi-e cam iau. Jur că puteam să urc pe acolo, pe undeva. Okay. Pare că nu. Puteam să urc pe aici, pe undeva. Vin în spate la T95. Mie că dacă vin în spate la T95, o să vine toate mediurile peste mine. Ceea ce nu doresc, dar... mai ales dacă un mediu deja e aici. Care nu se uită cum trebuie. A, acum se uită. Pula de Waffenträger. Hai, fugim, 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 că vine și pattern-ul. Hai mai e Waffenträger spotuit acolo. Trebuie să fie un bou și jumate să faci așa ceva. Dar s-a mers. Mai ales că cum pula n-a arătat. Pattern a bradat contra mine. Și bineînțeles că retardatul e mort. N-aveam ceva șanse să-l omor acolo, dacă nu dădea Waffenträger, Waffenträger odată în mine, că eu n-am echipă să dea în el, iar pază nostru vânzul retard. Până la urmă i-am dat eu două shot-uri și mi-am luat 430 damage. Mi-am luat mai mult damage decât i-am făcut în două shot-uri la un shot de la Waffenträger. Și după aia a venit 1 la 1, tankul meu stoc contra tankul lui, a fulat la maxim, nu prea merge. Și după aia am și dat, am tras pe sub el și... trist, trist. Și Waffenträger, eu nu pot să stau aici unde am, tot am stat, unde păzeam drumul, eu să vin după ăla, după T-54, că am viteză T-54, mă. În fine, teoretic, dacă facem bine runda asta, putem să deblocăm stay-ul, nu că m-ar interesa să dau nici măcar 800 de XP pe el, pentru că n-am bani, așa că să mai dau cap de 4, singurul heavy de tier 8. Păștere decentă. Nu știu ce vin T-34-le din oraș, dar trebuie să duc acolo, să vină pe partea aia, dacă e să vină. Dar nu, e se bagă în mijlocul orașului. Pentru că ei pot. Am un Give a Panther. Uite, dacă mergem pe acolo, îl facem. Știi, mai zicea că turela la K4 e la fel de bună de blindată ca restul. Cupola e mai la fel de blindată ca turela. Nu e adevărat. Cupola e mai slab blindată ca turela.
Și Turel are un Gunmantle. Problema e că dacă îți faci angling, o să-ți dea aici, Turel. Trist. Dacă ar fi Turel la fel de blindată ca restul Turelii, cu Pola la fel de blindată ca restul Turelii, n-ar fi problematic AV4. Am câștigat cu T54, surpriză. Mă surprinde, din păcate n-am făcut eu mare lucru. De dracu e asta. Vează că nu... Ok. Destul de mare. Sau... E destul de mare hopul ăsta. Sau mânec. Ce pula mea. Dacă m-am mânecat. Eram pe aia, nu eram pe aia. What the fuck? Bă, unde pula mea e, mă, că nu se vede. N-am văzut, nu se vede deloc, că pula mea, și toată lumea știe că apă neadâncă nu se vede, nu-i vizibil. Și ăsta era pe ăsta, the fuck. Dă, m-am negat. Third class. Zero class. Am făcut ceva. Câștigatea noștri prin... Eu mori toți inamicii, bine. Bine, am murit toți inamicii după ce echipa bună, oamenii buni, au făcut toată treaba. Îmi place de 54-le. Să-mi placă și pe amul când i-am prădat maxim, dar nu-mi place. Rapid, e mobil, e mediu. Distractiv. Și știu că am zis cândva că World of Tanks e un joc de heavy-uri și e adevărat. Un heavy care are același skill-ul ca un mediu, o să câștige întotdeauna în fața unui mediu. Depinde și de heavy, da? Demon să trebuie nou. Autoloadere nu se pun, că le-ați OZN-uri majoritatea. În felul cum funcționează, sunt unele din ele care chiar au existat. În realitate chiar există, francezii încă mai folosesc în AMX-uri. La alea americane sunt toate OZN-uri. Ce pula mea fac? Deci mă duc eu primul cu T-54. M-am luat cu vorba. Și vreau să mă duc să mor. Oricum e tier 10, că am câștigat odată și pula mea, acum să bag o tonă de tier 10, 2 tier, 3 tier 9 și niște tier 8, fai. Un 110 și un foș. Și un IS-3. Sunt prea multe heavy-uri care nu știu și m-aș duce să mă iau de ele, dar nu... Nu-i bine să fii prea agresiv. Asta mă plimb pe aici, probabil aș pierd vremea. FV4202. O să-l înlocuiască FV-ul, apropo. Cândva. Pe aici următor o să-i fac un upgrade. T57-le. Așa se mori și trebuie, dar mai are un hit point. Ce are ăsta în spate? Ăsta n-are nimic în spate. Bine că te uiți la mine, mă, cu bad shot-ul acolo. Și da, mă uitam la niște videouri și am văzut cât de retardat poate fi jocul ăsta. Mai retardat decât prățesc eu, de exemplu, Turela la un tank care explodează așa, poate să scadă pe tank și o să mori, că ai vehicul străin pe tank, da, și pierzi tot hit point-ul așa. Sincer, m-aș duce după artilerie mai bine. Dacă nu m-ar fi văzut ăla. Tot m-am arătat un Jagdpanzer. E-100. Munster. Pentru că zic că ăștia au artilerie, da? Și un Jagdpanzer acolo, foșul nostru, e un idiot. Putea să... Și putea să stau să fac damage în el. Ce depresie n-am. Dar pot să mă duc după artilerie. Și foșul și-a consumat toată muniția pe el și-a murit. 43%, da? Se putea să nu fie un noob de foș, 43%. Trebuia să-i dau track, dar mă gândeam că mă vede între timp și n-aveam... Ăla mă așteaptă și T92 vine peste mine. Ok. Credeai că nu mă duc peste el. Și ne întoarcem după tine, T92. Hola, amici, friends. Oh, ai pus-o. O să mă duc eu în...
nu, n-am șanse. N-o să mă duc să mă iau de Waffen Trigger-ul tău care mă așteaptă. Acum aș avea ceva șanse, dar nu să penetrez. Pentru că e T-54 la maxim, nu are turele. Cam, 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 cam. Ia ăla, bun. Făcut ok, am făcut cine știe ce damage, am făcut niște spotting, am dat un pic de damage. Oh, come on. Serios? Nu pot să ies că să ia de acolo, nu? Și mergem în subtil. Nu avem deocamdată turelă bună și nici dacă aș avea turelă bună, dacă și-ar putea la maxim, nu prea m-aș ține să mă fac. Bravo, Batchard, mersi că ai dat-o mine. Zilets. Nu se uită la noi. Oh, dar nu-și mai trebuie atunci. Ok, o las să întoarcă spre mine și lăsăm Batchard-ul să... să-și uia. Da, se uită tot la mine, ok. Ce-ai pus-o, tată? Tată, ce-ai pus-o? Sincer, ținta mea... A, ținta mea vreau să zic că e ăla, dar nu mai e ăla. Nu, că am făcut bounce. Bine, i-am dat un gun mental. Deși n-are nimic acolo, uite ce subțire e aia, platoșa aia. În fine. Aș vrea să fac mai mult damage, dar n-a fost să fie. Asta este. Nu mi-am luat damage, un plus, și da, un premium acum. E, tot pe 3. Cu tank, cu stock. 38.000 profit. De ce să nu? Merchant-ul, făcut damage. Dar el tier 10, ori tier 9 și am impresia că am făcut damage mai multe. Și bineînțeles, spotting damage, 2000. și bounce 1185 damage de la Jug Panzer. De asta nu-mi place mie Jug Panzer-ul. Adică nu neapărat că mergi, de asta am ghinion pe el, că bounce pe T-54 pe turelă cu 300 de penetrare. Nu că am dat-o, pentru că nu putem să ne luăm în gură cu alte tier 9, medii de tier 9. Facem pe scout-ul avansat. Încercăm să spotuim inamicul și să nu murim. Și nu cred că pot să fac asta cum fac rush, dar ok, am un centurion aici care are accelerație mai bună. Trebuie să mă întorc un pic. Heu heu! Repete, ce stupid arată turela asta. Turela asta falsă, turela... T57-le e cu turela brădată de la început a fost. Și cred că m-a dus prost deja. Teoretic, nu prea vrei să fii primul care ai văzut, că na, ești primul văzut, primul mort, nu? Vrei să-i ataci când inamicul nu se uite, ca un AMX, știi? Stai în spate și furi. Sau faci spot și lași pe alții să facă damage și furi. Dă mai un pic mai așa să ne ascund dacă trebuie. Și așteptăm, așteptăm să aranjez inamicul. Dacă mă duceam acum, puteam să, da, să-l prind tot flancul nepăzit. Sau puteam să-l prind flancul păzit, în timp ce veneam în TD-urile, în mediul lor. Și puteam să prind și TD-urile în timp ce se mișcau și alte heavy-uri. Nu cred că vreau să fac asta. Ok, cum ziceam? Am tras pe sub el, că de ce să nu trag pe sub el? Vâzâule! Mă, tata vâzi! Și un T-29 în spate, a? Am un centurion în spate, mi se rupe de tine. A, vrei să faci spot în proximitate? Putem să facem spot în proximitate? Dacă n-ai avea tot de 29 în spate, m-aș duce pe tine, dar ai. Și Panther e un bow și e mort. Ca bow ce este, a murit. Păcate, ăsta mă ține pe mine pe loc. Ok, văd ce facem centurionul. Așa că mă duc să mă iau de ăsta. Au și un AMX acolo. Ce să n-ai vână mai acolo? Nu mai e că mi-au prea mult damage. Îl scot afară ca să dea centurionul meu, dar centurionul e un bou!
Centurion, în loc să stai acolo, să auzi în spate. Fula mea. Am X-ul, puli și T-34. Ura, T-34 e o porcărie de vehicul. N-are armură, dar are tot mai bun decât mediu și decât heavy-ul de tir 8 chinezești. Și e scout, știi că, pula mea, dios de wargaming, abar n-au ce înseamnă tank și ce înseamnă light tank. Scout tank. E retars. Surprinzător pentru că am mânecat noi, n-am câștigat. Încercarea numărul 2 pentru o rundă bună. Data asta sper să ne-am sunut nenecăm. E doar în mijlocul hărții la acum unde putem să nenecăm. Dar mai știi, poate mă tentează, poate am o dorință sinucigașă când văd isuri cu 46% rații. Am X-uri 45-46. Foarte, 34-2-45%. Trist. Sau nu, T-34-2 nu-i scout-ul, căcat, am încurcat. VZ-ul e scout-ul. T-34-2 e mediu, care arătă mai prost decât scout-ul. Și fire mai prost decât scout-ul. Așa, da. Înțelegeți voi ce vreau să zic. Dacă nu înțelegeți, ghinior. Nici eu nu știu ce vreau să zic uneori. Și un T-34 se duce acolo, avem niște scouts pe mijloc. În fine. O băgă, nu drăgeam în tine, stai calm. No! Acum l-ați văzut. Hai mă. Hai, am omorât unul. Și era unul bun, relativ. Era într-un T-345, deci o porcărie de vehicul, dar... Jucătorii buni, adică m-ați văzut, pune și eu cu citou mai salvez situația uneori. Ok, AMX-ul vine acolo, T-34 vine acolo. Trebuie să mergem pe sus, unde putem să fim atacați într-o singură direcție, adică în față, sau avem timp să vedem dacă vin peste noi. Din păcate, au murit doi, dar nu știu, bine, un... Cine dracu ia Panzer 4S? De ce dracu dați bani pe porcării de tancuri? Au murit și T-34-le. Azi vezi bune, mai au o tonă de TD-uri care poate să mă penetreze și destule medii care poate să mă penetreze în față. Dar... nu sunt foarte buni. E doar indienul, e considerabil de bun. Mai știi, peste poate 50%, poate au habar cum să tragă. Nu știu de ce îi se trebuie să pune așa, dar ok. Am tot și o artilerie asta, trebuie să fim atenți la ea. Un AMX. Fă-te mic. Ca să poți da un tine. Doamne, și vrei să treiu. Să ne minte că am AMX. Și... Bine, am AMX. Au artilerie AMX, nu? Și am putea, cred că, să dăm de aici și în ăla. Ce nu vreau să fac chiar, dar nu vreau să mă expun în... Nu vreau să mă expun încă de la cât de prost ăștia și la cât de repede mor, nu mai are nicio rost. Da, stai calm. Omul știe, relativ, ce nu sunt asta. Nu am niciun interes să-mi stau pe chiar, dar mă uitam să văd dacă... Isu, e aici pe undeva. Dar nu se uită. Ok, ne ascundem... Ne ascundem degeaba, că n-am avut cum să-mi ascund turul ăla. Ok, dar ai tras. Ceea ce e trist pentru tine, pentru că ai tras. Și nici nu mai poți să te torci să tragi mine, că eu pot să-ți fac asta. Ok, hai să nu dai în el. Bani. S3 joacă bine, am luat o tonă de damage la ăsta. O, mi-a dat în turelă chiar. Un cupor, mă, știam că mi-a dat în cupolul, dar pare că nu. Indian contra E25, 25, moare Indian în dreapta noastră, totuși. Aaaa! Oh. Manevre de E25. Nu știu de ce știam că pe acolo se poate trece. A bine, am venit să fac resell la caps de acord cu asta, sau a venit să fugă. Cu asta nu mai sunt de acord, doar asta e problema lui. IS-3-ul, contra scouts. E bun, E25, bun. Ăla a luat foc, între T-25 indieni, foarte. Din păcate n-am făcut mare lucru, IS-3 a fost tot. N-am avut în ce să trage, în AMX, T-34 acolo, ISU, AMX-ul ăla era aproape mor când am ajuns noi aici, 50-100 de. Hai. Da, mă întorc pe partea la altă, că e mai aproape decât să o iau pe vale.
tip 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 I got the pot. I got the pot, tato. Mix 2 PT acolo. Ce-a făcut tău mix 2 PT acolo? La mix 2 PT să mă duc pe vale ca să fac ceva. Să mă iau în gură cu ea cu taică 28, asta e planul meu. Doi suri. Unul din siul dădea un 5, că fi fost artileria totuși. 693. Bun e turnul la ISU când merge. Nu e bun când merge. A, T69, în spatele lor nu mai apuc să omor nimic. Trei a ratat. Asta este. Când avem echipă bună, avem echipă bună. Ho, oh, ce să vedem, pierd la Siegfried, centurionul nostru a zis că... Stai că vine T-54 în față și mă duc pe unde s-a dus T-54, sigur o să iasă pe acolo. Neh. Am premiu, cred că am făcut destul, dar... Neh. Meh. Neh. Mediocritate. Dar unde, dar... N-a fost vina mea, n-am făcut nimic greșit. M-a gândit amicul, n-a făcut nimic bun. 1728, de fapt e dublu. Ce-mi trebuie, da? E, se trebuie nici el, era cu mine acolo. 39 dat în ei, ei, ai lor o, o canci. Murit așa pe cap de toți. Aaaa, fără free XP. Elite! Experiența nu e încă, n-ai trebuit că mai de free experience, ia. Sigur. S-a băzut să-mi trăneze echipajul. Poți să mă antrenezi echipajul? Da, hai să nu. Nu mai trebuie echipaj pe ăsta, fratic. N-am echipaj în baracă, deci așa ceva. Ei, să se am prea mult pe un garaj. Da, KV2, ISU. KV2. Am echipaj, mă. Asta are recon. Asta are camuflaj. Și că nu vrem, n-o să mă întorc vreodată rapid în curând. Cred că o să folosesc echipajul ăsta, e mai bun decât echipajul de pe echipajul de pe KV4. Echipajul după ISU o să-l pun pe STI. Că de ce nu? Bun, și cum s-a terminat. Set Dallas Reserve. De binoclu că l-am mai trebuie. Uneori consider că zilele mele merg prea bine, rundele merg prea bine și trebuie să scot FV 4202 la plimbare să-mi aduc aminte de prostie. Și da, și că o să-l bufeze, o să-i crească un pic fire rate-ul în patch următor și peste câteva patch o să-l înlocuiască. Deși alternativele nu sunt foarte... Alternativele istorice, dar vorbim de fantasy scoase din curul lui Wargame. Nu sunt foarte potrivit, avem un ActiveX Centurion, care e un Centurion cu turela asemănătoare ca asta, numai un pic mai bună, dar care n-are tunul, n-avea istoric tunul ăsta, deși vorbim de tankul D75-uri în OZN-ul, deci cred că o să fie ActiveX Centurionul mai degrabă. Sau Vickers Main Battle Tank MBT, care era un centurion de export, adică mai ieftin, mai slab blindat, dar mai rapid. Și mai mult, mai puțin armură, viteză mai mare. Vezi că un leotard. Dacă o să stăm aici, că nu vreau să un bot. Nu vreau cineva să vină sau să ne punem mai bine cu curul. Nu te duce, mă, că n-ai armură. De ce te duci, leotardule? Ai armură tu? Te duci? Ai noștri, nu s-a singur pe partea asta. Nu, că am ratat. Nu, că a nimerit stinca. Pula mea, ce unghi e ăla? Tras artileria totuși. Nu te duce! Tras artileria! Oh. Bă, ți-am dat picioarele în turnul în măta. Mm-hmm. Place că l-o sat medii fără armură să crujească partea asta. I-ați tras amândoi vraierilor? Oh, oh, iese monstru. Hai mă, hai mă, hai mă, hai mă odată! Ce dracu e ăla? A, e 3, da, am crezut că e 4, arată la fel, mă, că unul are turelă și altul n-are. E 4-le n-are turelă slab blindată, din păcate. Am dat cu 270 penetrare, i-aș făcut bounce, deci... E 3, adică. E 4, e la dar am avut eu. Porcărie de tank.
Sper să nu-l dea artileria. Hai mă, ieși, ieși de acolo, ieși de acolo, du-te! Mă, nu vrea să iasă. Hai mă, de ce stai acolo? Ce o să faci tu acolo? E un tot grăbiți voi. N-a ieșit? Acum iese. Hai mă, hai mă, hai odată cu load-ul. Îmi place că ia panzerul pe mine, mă nimerește, dar eu să nimeresc când iam panzerul, nimeresc nici pe dracu. Și ăștia sunt niște retardi, ar fi trebuit să meargă pe mine și pe ăsta de mult timp, dar nu. Hai bă, azi unul din voi, în pula mea de retardați, uite, uite, uite. Nu mai stau aici, nu mai rost. Am plecat. Nu am cum să stau. Retarzi. Pot să stau aici când tipul suge leopard o lovitură. Sau nu. Sau nu. Am făcut și un sfârșit de... Ba nu, am dat și nimic panzerul odată. Ok, de stăm aici cu Waffenträger-ul. Ok, ăla vine peste noi. Și n-am... N-am depresie în spate, marșalier, apropo. Nu, mă, cu pula mea l-are atat. Ia mi-aș pula măta de tundă, căcat. Ăsta e mort, teoretic. Oh, căcat. Fuck me. Vreau să mă dau un parte la altă de-am. Nici al lor n-au jucat mai bine. Două medii de tier 10 au oprit 8-uri și T-110 și... Două T-110, un E4, un E3, un Jagdpanzer și un Iswolf. Se putea. Artileria de căcat, plutonul de imbecili. Și de la aia o porcărie la alta. Și de ce îți zic că FV o porcărie în caz că nu v-a prins? Pentru că Turela e de căcat. Toate mediile de tier 10, în afară de porcăria aia, au armură mai bună. Turela e inclusiv bad shot. Și n-are nici viteză. De ce pula mea să faci? Nu ești tank de viteză să te ferești de proiectile, n-ai nici armură să faci bounce la proiectile. Deci ce faci? Mori. Asta faci. Dacă eram în centurion acolo, proiectilul ăla de la Jagdpanzer a făcut bounce pe gun mantle. Centurion de nou, dar nu mă, porcălea de FV 4202. Fantezia scoasă din cur de Wargaming, OZN-ul puli, care n-avea în tunul ăla, apropo. Da, știți cum vorbim de Wargaming și de OZN-uri. Eu nu știam, de la o porcărie la alta, măcar nu-i artilerie. Stăm pe mijloc, cercăm să facem și noi damage, flancăm ceva, o pulă, flancăm noi pe 23 de km pe oră. Da, i-am dat lui un pic, o să vină peste el. De ce ești tu prost? Mersi pentru 469 doar. Îmi da foc. Ce noob. Ce noob, rușine, bă. 46%, da? Nu zic neapărat toți care au 46% sau 45% sau 44% de retards, dar un retard de 46% pur și simplu a mers în câmp deschis ca să moară. Și au murit un cito. Deci... cum să zic, aaa, ce surpriză am pierdut. Era deja pierdută când am murit eu, așa. Bun. Sunt prea mulți anuștri aici, n-am ce să le fac. Ei au TD-uri în spate și n-am ce să le fac. Pot să vin, cer să dau un ăștia. Unde ești tu? Tu ești jos, din păcate. De ce ești tu jos? Ce LK-ul ăsta, încerc să-i fac un pic de suport atunci, dăm un Tiger. Dăm un Tiger sau peste, dăm peste Tiger, nu? Trebuie să dăm peste Tiger.
El dau 133 damage, la 1500. Deci o să dau mai mult de 10 ori ca să îi fac damage ca lumea. Asta fără să fac bounce. Unde dai cu sătură el, mă? Hai mă, te-i în spate, aș? No, în spatele e ălălalt. Și am LQ-ul s-a băgat peste el. Hai mă, de ce te-ai dat în spate? Și ăsta ce-a făcut? Nu, drumul e limita unde e... unde e demarcare. Dacă sunt stânga drumului, e peste. E că ăla vrea să meargă pe... ce vrea să facă? Am X Ferdinand Porsche. Porsche în spate? Borșu nu a omorât pe nimeni, Borșu nu l-a văzut nimeni, Borșu e în spate aici. De asta nu mă duc eu să dau în lateral asta, pentru că e Borșu în spate. Și o lovitură de Borșu mă moară, probabil. Mai ales dacă are, e retar și are... tu nu mare... tot uit de drumul ăla. Trebuie să te uiți, dacă, parcă și... hai mă. Cumva câștigăm. Bine că s-ai lor foarte proști. Mai e și timpul să fie lor foarte proști. Și am mai puțin. Eu cred că din pe 32 încerc să nu mor prea mult. N-aș da aproape sigur că e Borșu acolo. Pentru că dacă nu era acolo, l-ar fi văzut cineva. Borșu se uită la aia, probabil o să-mi iau damage acum, nu vedem. Îmi ziceam, Borșu, da? Jos în vale, este eu. 749. Da, și 34, 34 am uitat complet. S-a scâns și toți acolo. Ok, ultima bătălie, să ne uităm la el oricum. Nu te duce! Îți dă Borșu, îți dă T34, îți dă... sub 50% și în loc să atace cu ăsta pe aici contra T29 Borș VK45. Fă-mă unghiul, dă-i în invers. Ce pui mei, dă-te cu fața la el și după aia de marșalier ieși în side strafing. Și el o să zboare și în ila. Dai, ce bău e. Bău contra bău. Trebuie să-și drău, omorâ Borșu în schimb. Că, no. Ok, ăla T32 nu poate să iasă fără să-l omoare T29, decât dacă T29 e bău. Serios, i-avem, i-am prins, i-am circuit. Da, cum ziceam, tunul mare. Full damage a făcut pe mine cu tunul mare. Ha mă, ieși, 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 fii bău. Fii bău, știi că el nu știi să acolo, fii bău. Deci de ce nu trag toți în el? Ce bău, da, cum e exploziv. T32 e mort, Tiger. Nu, T32 e o câștigat, că T29 nostru e bău. Mai am un T34 în care nu l-a văzut nimeni și vine acum. Vezi că-ți vine în față. E chiar în fața lui, acolo. Ați văzut copacul cum am căzut? Acolo e. Boc. Troc, boc. Și T34 n-a decât să vină să moare. Dacă n-ar face ăsta bounce. O ratat? O ratat. Și-o tras. Și mor teoretic o tras. Ce sunt trei, ce imbecili era, mă! Ăștia-s retarzi aia care dacă nu văd semnul de penetrare, nu trag. Deci pentru că era gardul în fața hălului la T34, nu a tras acolo, a tras în gun mantle. Geniu, mă, geniu! Super, om! E o surprindere că spui la jumate la așa oameni. Ne vedem data viitoare, like, subscribe și așa mai departe! Și o zi bună!